Le dai mai în jos? Da? Da, da. Hai, uite, ha. Hai, uite, ha. Câte capre ai, mă? Câte capre ai, Emilian? Trei. Ăsta trei de aici? Dar du-le acolo, bă, pe partea aia, să le vedem. De ce, mă, toamna nebune? Mă, da, capra nu o mulci, caprele. Zi la câine, mă, să meargă, mă. Cum? Zi la câine să meargă. Nu? Nu. Ăsta e bun să dea în strungă și până la porumb. Nu poate să dau tot roate, că după aia nu le merge bine la oi. Nu? Nu. Dar care e explicația? Explicația oile să obosesc, tu, că se tem de el. Oia trebuie așa să le iei de cap. Păi cum îi place ei, dacă vrei să fie oia bună și frumoasă, dacă nu? Care e cioban adevărat, nu dă de pe oi. Merge el așa frumos și le face și... Mi-a spus tata meu că a fost cu om bătrân și a zis, băi, zice, eu am fost cu Rus Dumitru și a zis, bă, băieți, oaia vara nu are voie de cățel, o faci și înapoi din oprit. Că dacă eu acum, brr, o iau vara, dai cu cățel, stai de la tine, fug și nu fug, sau, slăbește, ca om, când fugi, te obosești. Mă, dar au zis cineva că înainte nu erau câini de întors. Păi nu era, ăștia normal îți plăbăniți din zona Banatului, la Arad, de acolo provin cățăi din tot. De acolo, mai de mult, numai cățăi din tot. Nu erau când ești, că nu-mi bani nimic pe copii. Nu, și acum, o să te ajungi și pe aici, la noi, la Bici, că nu, bun. Și acum, cum a zis un sibian, a venit timpul să se îngrijească ore cu câini și cu țigani, că nu mai sunt oameni. Și uite că asta e, un cățăl de ăsta, face cât 10 oameni, că îți dă oile la strungă și nu e porumb, acum aici e porumb, rapid, multe chestii, nu pot, nu pot chestii. Ca să te duci întâi la respect, da? Nu, tare, nu exagera numai din cățel, nu, așa, unde trebuie. Hai, uite, ha? Uitați, bă, la, ce lumea are? Aici ați voi, uite, uitați, bă, la adevărate de șugac, asta e original adevărată. Mă, dar când le tundeți? Vedeți, se diferă aia cu aia, asta cu aia, niciodată, dar e bolă adevărată de șugac și berbecul ăla, dă-ți neam de oi de șugac. Voi, că știți cum e, trebuie să fie lâna. Lâna trebuie, cum e dinăuntru, trebuie să fie și în afară. Dacă aș putea, aș prinde o oaie să bară o demonstrație de bolă de șugac. Hai să coborâm, că apoi... Dacă le facem așa.
se văd faine și așa. Emilian, dar mai ții legătura cu foștii tăi colegi? Nu. Nu? Nu cred. Nu știu, cu Gordon Toade, nu, cu bun prieten, nu mai țin, chiar și el puteam. Gordon Toade? Da. Ce frumos se văd, mai dreptate că se văd frumos. Când mergeți acolo și așa, din voie să văd în spate, cu pe spatele, cu mau și coz, zâns, cu da, ție ți-s foarte dragi, mă văd cum te uiți la ele. Păi cum să nu, eu am crescut cu așa ceva, că să vă spun ceva. Când am fost de 14 ani, tata mi-a dat o bătaie, n-am să o-i pune mur. Nu, am fost și eu copil, ca să înțeleg că te-am fost copii. Și o să zic, băi copile, bagă de seamă, face eu mă betejez sau mor, dar tu învață-te să păstrez meseria asta, că la astea nu mor de foame. Și uite, n-au trecut o jumătate de ani și-au pățit o problemă, un caz, și eu m-am descurcat la urmă. Dar vorba, n-am să o-i pună mur. Adevăr e că poți să treci, nu? Absolut, poți să treci foarte bine. Eu am fost mândru că dacă eu grijesc animalele și proprietarul cui te grijești pe tine însuși. Dacă nu grijești, nici el nu te bagă, sau nici el nu te ia. Nu stă de vorbă, dar eu oriunde am mers la oi, am fost mai diferit ca alți oameni, adică a fost luat altfel în față. Știi, văzut de oameni. Poate ai pus mai mult suflet, doamnă. Cum? Poate ai pus mai mult suflet. Vai, dar mie este greu să spun că vă spun o problemă. Eu în 2003, eu puteam să fiu mort. Eu am rămas, am făcut niște ciobani la comuna Șeuț. Și eu plecat cu oile la munte că fă caz și am rămas cu sterpe și m-am dus, am păscut-o în loc, ca să am avut și eu oi, eu am avut până în coci, atât am mi-avut oi. Și le-am dat drum pe un loc și a venit om și mi-a dat în cap. Am un semn un pic în cap. Da. Mi-a dat în cap și am țicat jos. Eu puteam să știu de atunci, am mor să nu mai, da, nu de, mai știu. Dar de ce ți-a dat în cap? Pentru că m-am dus și am păscut o iarbă la om, vara, vreau să zic. Nu, dar i-am pus trup și suflet și o pui, am să pun și să iubesc animalul, îl iubesc până am să mor, că îmi fac 100 de oi, în 4 ani îmi fac 100 de oi. Le are la alții ce pot eu. Vreau să le dă la alții, în ambiția, nu mulți, că îți mulți eu bani care mă dușmănesc și zic că eu mă dau mare, dar nu. Eu le dau rușine cu ochii lor, că ce-am făcut eu, nu fac veci, nu fac mulți, nu fac, care să țin. Și am văzut fermeri de ăștia, proprietarul. Oi multe, nu știu să margă la oi și nu știu să mulgă. M-au noroc cu părinților, nu le dau nume, au noroc cu părinților, că dacă ei le cunosc acum strătale, da? Eu v-am spus, eu dacă mă uit la turma asta o an de zile, eu dacă nu o oi, ascultă, nu oia cu nume. Știi cum? Este un dar la Dumnezeu ca să pășunezi, să fii cioban. Este Dumnezeu ne-a dat darul ăsta din neamul nostru de cioban. Le duce mai jos? Vede, nu-mi place nici că se trage ele frumos. Deci asta e chestia. Asta e dar ca fiecare la fiecare om, dar Dumnezeu. Stai de aici să le vedem pe partea asta. Vine în coace, ele vin singuri. Păi le-am coborit. Vine. Dar asta e chestia cu ciobănitul. Ciobănitul ăsta. Că mulți oameni am văzut mulți ciobani pentru bani. Că cum cânte Donel Hondorean, eu nu-s cioban cu numele, că sunt cioban că mi-s dragi oile. Așa să știe toată lumea. Am o soră deșteaptă, am o soră pe cap, păi, da, Viena. Dacă le ducem aici, le vedem. Aici bine, nu le vedem. Vine ele până de păscând, așa se pornesc. Bine, nu-mi place să-i dau dinapoi. Vine ele păscând, să vie ele păscând de capul lor. Și aici nu mai vine? Absolut. Așa îmi place oaia să fie, să fie singură păscând, atunci oaia se face. Îmi place fiecare. Bă, dar care era o zi acolo la munte? Cum era o zi acolo la munte la voi? Aici e simplu, te trezești, e... Așa, cu zic, așa, ca așa, aici. A, da, dacă te tot mutai dintr-un loc, da, într-altul, trebuia să-ți iei tot timpul să strângi, pui pe măgar și să te am duci, nu? Am masă, trebuia să manța, dar știți cum e? Îs prin rămase de ani, de generații, de bani, de rămase, de alți ciobani după noi, știți? A, deci te muți din stână în stână, practic, da, care ea nimănui. Care rămase pustie, ca cum cântă Robert Năneanu,
Ce am avut de la moșul meu, un spina în patru munți. Nu, are o melodie chiar frumoasă. Și are o melodie, este Nelu Albu, Rămâi munte sănătos, ai o, așa o melodie de hoză, de toamnă. Rămâi munte sănătos, că de azi, de mâine plec în jos. Bă, este o meserie urâtă, cui îi place? Nu, ei, v-am spus, asta e o meserie foarte frumoasă, dar trebuie să-ți placă să te... Bine, mai sunt și în acasă, nu mă bucurii sau nu mă... Că și prin bune, și prin rele, trebuie să tragem. Cu truda fieții tale, că știi cum animalul, cel mai sensibil animal e boia. În toate animalele. Mă, eu la altceva nu m-aș duce, că știu, și altceva să duc, nu mă aud. Puteam să mă duc la leuni, puteam să plec... Mă, dar Ferrari, ca Ferrari ce ai încercat, mă? Ca Ferrari? Da. Că dacă se termină acolo, poate nu se mai ține treaba acolo, eu învăț... Mai de mult, nu, erau caia, mulți tractori, sutilaje, Ferrari, drășai, mai câștigate bani, că stai acasă, faci un pic de ferărie, faci poctave și câștigi bani, că vine omul nou, să sudezi ceva sau să... Să poctoiești un cald, era scump, era scump atunci, a, nu, atunci, când, atunci erau cai mulți, am nu mai, cam o să gătească. Pe care e mâncarea ta preferată? Gris. Gris? Gris, mai fac câte o mămăligă cu brânză, mai o tocană, așa în ea. Ciuperci au fost anul ăsta? Nu au fost, că nu au plouat. Nu au prefost. La munte se fac hribgi, un fel de bure, să spun hribgi. Vin de la Botoșan, de la Iași, strâng mulți. Știu oameni. Și eu cum sunt hribile, că și eu am. Foarte bine. Apoi astea sunt chestiile de ciobănit. Că chiar... Vai. Ce? Mulți m-au întrebat prieteni, deci i-am zis, băi, te-am văzut, nu, voi să fiți sănătos. Păi și ce, dacă spui o poveste, aia nu înseamnă absolut. Că... Absolut, dar eu am făcut o poveste și am plecat, că așa era mai de mult, erau oameni în ciobani, să, tradițional... Bă, da, prin bond aia trece ploaia. Da, se udă. Se udă? Se udă. Dar mai e normal de noapte, așa, de dormit. Eram acum sunt condiții. Ce-o vrei, mă, acum e alta lume. Bunicul meu a spus că când a fost el, în loc de perelină, cum se spune noi, perelină la celofan, cum sunt femeii pe Valea Șeu care fac perelină la oameni, care iau la oi. Era suman. Nu știu dacă ți-au auzit de suman, un fel de lână se făcea cu ceau bătrână. Suman. Și-a luat sumanul. Scuturai sumanul așa să... Așa că nu era celofan, mai de mult îmi spunea bunicul, că eu de la bunicul mi-a certat mult, am învățat. Sumană? Sumană, așa se spune la un fel de haine de lână. Suman, că și pălăria asta, asta e făcută din miez de miel. Ce la miez de miel? Cum tunși miei primăvara, știi, miețuiești. Nu, asta e de lână normal e făcută. O presează la sebe șalba, acolo o fac, acolo se face pălărie de Sibiria, sebe șalba. La sebe șalba, Tădăran Dan scrie pe etichetă când m-am luat. Tădăran Dan. Aici m-am acoperit un pic, mi se udă la emile și... Păi, o să vie și frică, de alea vin... Ei, când dormeam la malul Mureșului, dormeam la malul Mureșului și era frig, și toate erau mai... Alții trimereau săracii în casă, dar eu eram învățat cu clima aia. Mie nu mai e frig, eu sunt învățat, știi, cu clima. Era zăpadă? Da, când era. Dar e urât, adică e urât. Îți dai seama, se pui seara să dormi în bond în zăpadă și pe aia să te zici... Nu e urât, că e greu, că o noapte, acum e noaptea mare, nu, tu trebuie să stai acolo șocant. Nu, te duci cu oile, dar nu poți să le duci pe bucate în limba, că le omori. Trebuie să știi cum să le duci, că le omori. Trebuie să te faci și sărac, dacă nu știi. Trebuie ca să fie un cioban autentic. Trebuie să știi cum să faci. Nu, dacă cineva îți dă o luțelnă, nu merg ca prost, brum, le dau drumul, mă duc pe ploaie, se închină, a doua zi că mă duc, e închinată. Știi, nu oameni mâncă, trebuie să ai, să-ți umble un pic mintea, să știi cum se faci treaba. Numai că mă duc la hoji. Că unii zic, hai, că de răză și... Nu pot și umbla că aș umbla aia la oi, eu știu, dar pe nu mai e ce. Dacă acum oile astea în ziua de azi... Bă, poate că vine lumea acum să se vadă cum e, să stea două ore, trei ore, patru. Ascultați bine, o să le fie doar să vie până la stână, să mai vadă o stână, că să nu mai... Aia astea se gata, dispar. Puțin, foarte puțin,
sau să fie foarte puțin ceva în comun. Din cauza că nu sunt oameni, nu găsesc oameni, oamenii se năcăjesc cum pot. Cum am de prietenul ăla la Rușteor, Gordon Toader, no, el are lucruri la primărie, tatăl său azi mâine, eu un bătrân, nu mai poate că azi va l-a putat să cum ăsta, ei familia și vizitorul. Și un ciorâng la vaci, la bovine, cum se spune. No. Dacă nu mai poate tatăl său, ori să lasă el de servicii prea ciobănitul, ori le vinde, că n-are ce face, nu poate. Că el, oameni, nu bagă, ca să vadă să se chinuie. Păi știi când este acum? E cu duș întors, că e bine să fii și angajat, că să ai o pensie. Foarte că bine tu... că zice că la bătrâneață ai o pensie. Tu te-ai gândit vreodată ce o să faci? Eu m-am gândit. Cioban. Asta mi-a plăcut de mic copil și asta merge. Dacă mi-a dat Dumnezeu să mai poți găsi o nevastă în viață, o duc cu mine la oi și copii ca să-i cresc, de copii de mici, ea să învață ciobani. Bine, și din ea trebuie să se tragă din cimă, dacă nu nevasta din partea ră, din oameni, nu se mai, nu se poate, nu se poate, îi place. Eu cât trăiesc la oie, pe restul, fix problema lor. Uite ce fain dorm câini. Da. Câinii. E cald. E cald. Asta un pic să aducem. Asta e povestea ciobanului, cine nu înțelege, bineînțeles, că nu te nu înțelege. Acum, chestia asta cu oile și cu ciobanul e mai mult o afacere, bă. Nu mai e plăcere, oameni care să vadă plăcere cum ești tu sau alții, nu mai nu găsești. Mai nu mai e. Așa au venit lumea, dar o să le pară rău poate până la urmă. Uite, eu, de exemplu, dacă aș avea 500 de oi, 300 de oi, m-aș gândi ca o afacere. Să am un profit, să crezi, nu m-aș gândi, că de fapt toată lumea se gândește, tu vii de drag și iei salariul sau ce iei tu, dar da. E altă poveste, nu mai... E altă, absolut. Păi știți cum e treaba? Vă spun eu. Treaba în care următor, că până la revoluție, până în 89, o fost ciobană. O avut o fost cioban și o umbla cioban, ei ciobani la oi, dar am oile să țin pe un subvenție, mă. Așa s-a știți la băiat. Și atunci care avea oi, cum mă fac pe valea și eu, avea oi 50, 40, 30 și umbla la oi, dar mă nu le mai place. Nu. Însă mulți au oi multe și-au făcut oi pentru subvenție. Dar nu facă și-o bagă în țigan sau pe cine bagă, facă și-a face. Însă tare, habar n-au ce înseamnă oia. Ce înseamnă oia. Asta e problema. Habar n-au. Mă, dar bota aia de unde o ai, mă? Asta e bota de-a lui Domnul Dumnezeu. Eu am acasă, de la, chiar de la Poiana Sibiu, dau o botă de așa, mișto. Asta e bota. Nu, no, bota patronul, numai mie mi-o dat-o, la alții, de ce nu de? Bota lui din mașină, care când mai vin eu, pe la să uit. Dar e bote de fibră, nu e naturală cum e bota de lemn naturală. Dar știi să le faci? Ce? Botele. Nu prea. Da? Am prea, am un prieten la gălas care face. Îi dau bere, plăcut de bere, îmi face 10, nu dau. Uite oile, le vezi acolo sus? Din în jos? Frații ai? Da. No, să vă dau să gustați un pic de brânză. Asta de Mihaiță, să știți, e făcută. Mihaiță e un foarte bun, cum se spune, baș. Așa se numește, care face brânză la loc. Baș. Că uitați, e brânză bună. Baciu, cine face brânză se numește baci? Da. Asta e o brânză, că face meseria așa, așa de brânză. Foarte bună. El face, el face. Mihai se face brânză, mă, cuști încă. Cuști. El face brânză. Da, aici. Face mămăliga? Acum pun un pic de mămăliga, se pune, se presare, cum să spun. Și pe urmă, punem făina și apoi lăsăm un pic să șarbă, apoi învârtim, facem. De când ai mai făcut, Emilian? Cum? De când ai mai făcut? Ia, zboară. Am făcut. La munte, făceam pe rând. Brișcă, ai, cum să le ai brișcă.
La cioban nu trebuie să lipsească normal șas și brișcă. Deci că dacă se acață oaie, trebuie să tai scinul sau dacă dă, e bolnav, ăla e cioban. O sângerează oaia la ureche, cum se spune, la ureche, o sângerezi. Și îi trage așa prin gură și îi face o cușă în cap. Dacă linge sângele, înseamnă că scapă, dacă nu, nu scapă. Ce se aude, mă? O țarcă. N-ai bătuit. Și rupai cantenii și sârmă de aia. Am tăiat niște sârmă, avem, cum am spus, avem o... Ai făcut-o, am făcut o tortă. Asta așa, mă, cu oricum o pui. Vezi, a intrat ceva în apă? Un gos, nu, luăm, ia cu cuțitul. Cu o lingură. O, știi cum. Când am băgat niște rame un pic să se facă un pic de jar. Bă, dar cu câte oi ai mers cel mai mult la munte? Și câți ați fost? Păi am o 600 într-o an. Dacă am fost 4-5 oameni până acum, am fost mai mulți. Și chiar n-ai avut experiențe cu urs și cu lupi acolo? Nu, cred că nu. Acum am prin oraș mai mult ursul ca pe la munte. Am venit că mi-a venit, dar pe dără... Dacă vine de acolo, e scânt. Și le dai de mâncare. Dacă nu-i spânză... Așa. Bun. Foc este, mă, ce se face, imediat fierbe. Pă fierbe acum. Păi e o chestie, da. Vai să vă spun ceva. Când am început să fac și treaba asta, n-am știut, eram băiat. Am fost la transumanță de aici până la Baia Mare. A spus unul foto ca unul la Marea Mureș. Fotocană. Ce e aia, omule? Ce e aia? Ce e aia tocană? Știi, mă, vine, ce e aia tocană? Atem un pic de făină pe cum se vede. Dar pune toată, mă, și gata. Apuc ea după ce se șarbă un pic, știi, trebuie după aia în vârță și aud. Și n-a fost o cană. Și Nea Viorel zic, nu știu, am zis că pe Nea Viorel nu știu face. Cum să nu știu, mă, zice, pe mine nu mă interesează, zice, că pe mine nu mă interesează, zice, nu. Mă, era un mai nervos, așa, mă, rămureșan. Și, mă, el a lucrat prin Franța. Și vine aici la cineva la Bistus, avea oi și îl duce toamna la, am să zic la Mureș, că se învăța cu Mureșul la Baia Mare. La Hideaga, așa în Cuta, că ți-au zis, spre Baia Mare. Și, nu, n-am știut că dacă... Și pe urmă... I-am făcut-o, dar am făcut rău. Ieșau mulți bolomuți, știi? Am atunci am fost începător, pe urmă, hai și n-am să-i pună mură. Nu-ți place să faci așa mămăligă? Cum să nu? Noroc cu mine că mai vii pe la tine, da? Și mai mănânci, mai faci mâncare așa autentică, autentică și de, exact. Că altfel... Da, Paul, știți cum e? Ce mănânci de obicei ziua? Ce ți aduce domnul? Păi am salam, eu mănânc pite cu slănină, nu aia mult.
ce mai am? Trebuie să o faci să se desprindă. Că trebuie să faci mole, să poți. Mă vedeți? Un cioban care la patron, așa trebuie să știe câte lucruri să le facă, numai că îți... Oile unde sunt, mă, le vezi? De la deal. O pui pe masă aici sau? Cum? Aici. Punem pe masă. Găteați cu rândul când erați acolo în munte. Cum? Găteați cu rândul când erați în munte. Nu, mă, ia. Da. Nu, mâncarea. Cum? De gătit, găteați cu rândul. Păi nu, că le-am făceau ei, normal. Ei știau. Da. Și eu, mai da, eu mai bine mă duceam niște apă, dușeam un braț de lemn, să aibă o stână vara. Poate e singură, poate trebuie un pic să știi că tu mori de foame. Îți adu și dacă nu-ți vine, că mai la domnul general face doamna Florina de mâncare, nu trebuie, nu avem noi de făcut. Nu așa, o mică... Când vin musafiri ca mine, nu? Da, da. E bine că nu au prevenit de mult musafiri. Nu vin? Da, păi nu vin. Că oamenii au de lucru mult și vedeți că cum e. Mă, dar am înțeles că ție îți place să stai mai mult singur. De ce? Te-ai obișnuit așa? Îmi place și cu prieteni, da. Și e singur, eu oricum. L-ai văzut? Eu îl cunosc pe Toger. Da? A fost cioban bun, bine, mă, și ciobanul cu Toger. Mai rar ca Toger cioban. Mai sunt ciobani. Și pe Nistor îl cunosc din Corbinești. Știu. M-a fost chiar odată o mutat o turmă de oi dintr-o parte într-alta, știi? A fost cioban bun, auzeam că fost aici la domnul genul la oi. Este vreo 6 ani. Nu uitați aici, haideți un pic. Invers. Gata, așa se face mămăliga în ceaun. Vedeți? Trebuie să învârte tot din gurtul ea, să nu se facă bolomoți de ea. Știți? Trebuie să învârte bine. Păi bine că îți place. Vedeți că ați călcat pe ei. O să mai întâmplă. Nici o problemă. Ah, aduc eu să aduc ceva. Da. Ceva. Ce să aduci? Lingura se aude, vedeți? De ce auzi? Să nu se prindă? Absolut. Lați-o un pic. Dar de câte ori mănânci pe zi? Păi, depinde. În cape, în grijă, ăsta. Nu în cape, mă, nu ai un plastic. Nu ai o pungă. Ai punga ce am adus eu. Avem pungă. Întinde acolo și te arătăm după aia fiecare și-și face. Da, da. Mă, știu că domnul Mihăiță face foarte... Cum? Știu că Mihăiță face brânză bună, mă. Absolut. Este cel mai cunoscut în zonă.
acum. Cuști, cuști, ostanciore. Pată-te, cucu și Bucovina. De ce, mă? Lasă-mă Bucovina. Ce? Cum era o cântare Bucovina, plai cu flori, unde s-a tăi peciori. Fii atent cum vin oile, așa roată, vezi? Bună. Trebuie să o lași, că se desprinde singur, nu? Trebuie, pune un pic de foc și când joc așa, pac! Hop, uitați-mă, Măriga, la spine. Bă, ți-am spus, noroc cu mine că am venit, că altfel nu mâncai tu, Măriga, cu brânză. Mamă, ce fain miroase. Bă, deci eu sunt, am stat la oraș, în Zănești, Brașov, dar am crescut, veneam aici la... Bunica. Da, da. Mult timp sau nu am mai fost. Și apeți, e dor câteodată să vezi cum se face, știi? Da. Ajunge jarul, mă, să-l punem pe jar. Cum să nu? Ajunge. Ai o lingură? Da. Brânza unică. Aici am pus eu pe masă. Bun. Aici lăsa numai un pic. Să tai așa, pe mâine. Așa. Vreau să mi-l fac eu să văd cum se face. Eu vă lăs, că mie îmi pare bine că nu mă pic, eu vă formez. Înțelegeți? Cam mole un pic. Am făcut o mole, că așa să fie mole ca colacul. Vezi? De la mine să o fac eu pe a mea. Nu, asta e dumneavoastră. Lasă-mă că îmi fac pe eu, că sunt curios eu. Lasă că mănânci, dacă ai venit. Mănânci cu mine. Că, uitați, se pune brânză, că furați dumneavoastră meseria. Nu ți-o furmă, dar am mai văzut undeva. Și am vrut să fac și am fost la Brașov, la Zărnești și vreau să-mi fac eu, știi? Uitați așa, mă, se pune brânză. Da, puneți, uite așa. De ce e, mă, multă? Lasă-mă să punem, să fie brânză. Dar eu răsc, lasă-mă să... Te punem așa. 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 Fă-ți-l tu pe al tău, că apoi după aia nu fac eu pe al meu. Așa, să faci așa. Mamă, ce bine. Uite așa. Ăsta se spune boț. Lasă-l, mă, să se mai... Da, păi, lasă că mi-l fac și eu, mă, vreau să văd așa cum ți-l faci tu. Uitați, ca un fel, ca o minge să face, nu, de asta se spune buț, dar lăsă un pic și eu, îl pune pe jal, bine, dacă vreți, eu, nu, aici se numește buț. Măi, boț, bulț, cum vrei să-i zici? Boț, așa se spune la noi în Ardeal. Boț ca pe puț. Asta e mâncarea ciobanului. Și uite, punem asta e o parte, să se vadă, ăsta e boț, mâncarea ciobanului, tradițional, ca să fii roșu la față. Ia, filmează tu boțul cât... Ține acolo, că să văd dacă pot să-l fac și eu, că tu l-ai făcut. Bă, nu-i bine că arde. Da? Trebuie un pic cald, omul. Da. L-am făcut, mă, și uite. Absolut. Gata. Să leagă un pic de mână. Așa. Mai puneți un pic de mămăligă, să nu se vadă brânză, știți? Că așa e normal, tradiția. Gata. S-o gătat cu tradiția. Gata. Îl punem pe jar? Da. Dar cât se lasă pe jarul? M-am un picuț, așa, să se rumenească, cum s-ar spune. Nu. Asta e treaba, mă. Nu. Uitați, ați învățat de la... Ați văzut de la un băiat. Mă, dar când ai făcut prima oară? Cum? Când ai făcut prima oară, bulz? De vreo 10 ani. Boț. Ești pe boț, mă. Atunci ai făcut prima oară? Da, dar am văzut de la oameni, de la ciobani, știi? Dar nu-ți place? Că și acum ai spus că tu nu vrei.
De ce ai spus că nu-ți place? Păi nu prea mănc așa foarte rar. Păi da, odată la, odată la 10 ani îți ajunge. Da, am mâncat așa, zbară mi-a făcut. Că de ce, cum mi-a spus vorba aia, că de la, numai de la Sfântul Petru, numai de la Sfântul Petru e laptele gras, e brânza mai bună. Uite, uite ce frumos stau ele, mă. Râuți, râuți! De stau, că așa da, ai zis tu că înainte da. Te iei ceapă, puneai ulei sau grăsime, ce aveai, untură, da. Ceapă, brânză și... Așa am topcit. Ce înseamnă? Un burscaș la mămăligă, știi? Deci să vă arăt un pic, că am în față de altul la brânză mea este. Stai aici, normal, ori tai slăgină, ori pui niște ulei și brânza asta o luăm și o fi fământată, că e pusă pe iar, normal. Și îi dau drum acolo și învârți, să faci așa o untură bună, un topțit, așa, să nu să nu pastă, pastă. Și învârți. Tete așa cum am zis la mâine, să nu se lege. Și pe urmă l-ai luat și pui jos iau unul, că înainte ce bani mâncau din șaun, nu cu amul atâtea blige și atâtea, care era mai slab de gură, mi-a flământ. Da? Practic, 5-6 și am făcut, cine te blige și te... Uitați cum, pușcă de grăsime și de grasă brinză, buță. Lasă-l, mă, să puște. Îl întorci? Da. Mai lasă-l un pic. Lăsăm și apoi îl întorcem, să se rămânească. Uite, asta e tradiția, cine mi-e știe. Nu, asta e ciobănia. Uite, mă, ce fain s-a tras acolo sub copac, păi, vezi? Stau, că dacă chiar dau să se margă, le fac optesc în coace, bă, nu? După el, după mine, că eu le comand. Brânza lua să aici acolo, poate dacă mai vreți. Numai că ne punem jos și mâncăm, mă, că ne e foame. Ai mâncat azi dimineață? Eu dimineața beau o cafea, dau în mâine. Nu? Nu prea mult. Dar mai lăsa asta, încă nu... Bă, da, mă, e făcut, uite. Uite cum iese din el, fii atent. Să luăm o gură de suc. Ia, mă, suc, dacă... Da, așa. Bă, al tău pușcat. Cum? Al tău. Să puște, să iasă în tură. Nu e nicio problemă. Asta-i ciobănitul. Ți-am adus și ciocolată. Îți place ciocolată? Da. E frumoasă zona asta aici, așa, între dealuri, între... Da, e aer curat. E frumoasă. Cu îi place. Cu nu e urât. Nu-i place. Da. Dar dă-i mămăliga aia la câine. S-a oțit o mă. O să rășească. Mai e o pungă să punem aici. Să vedem.